Cele mai longevive cupluri din municipiul Fetești au fost premiate de autoritățile locale în cadrul ședinței festive a Consiliului Local Fetești. 34 de familii care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă au primit din partea primăriei diplome și premii în bani. Familiile au fost felicitate de primarul și viceprimarul municipiului Fetești, care le consideră un exemplu de conviețuire, fidelitate și respect reciproc. Acordarea diplomei cea mai longevivă familie pentru familiile care au împlinit 50 de ani de căsătorie în anul 2017. Dau cuvântul domnului primar. Am onoarea să felicit încă 34 de familii, care în total fac vreo 1000 și ceva de ani de căsnicie. Mă gândesc la 1000 și ceva, aproape 2000 de ani, cât de bucurie ați avut și necazuri, dar cred că 1000 și vreo 700 aproape. Nu mai întreb dacă aș aduna și vârsta la fiecare, câte sute de ani, câte mii de ani s-ar aduna. Și încep cu Angel, Constantin și Elena. Vreau locul la geam, să știți. Toate cele bune, sănătate, multă sănătate, viață lungă, aici o diplomă și aici bani să nu luați medicamente. Fericitări, multă sănătate. Avem 50 de ani de căsătorie, în care am dus o viață foarte bună. Fetnicie, am avut o fetnicie foarte foarte bună. Am fost fericit că am avut doi copii care i-am crescut cu drag. Înțelegere în casă, chiar dacă nu ai tot ce trebuie, dacă e înțelegere, rezolvă toate. Ședința Consiliului Local Fetești a continuat cu discutarea și adoptarea 14 proiecte de hotărâre, printre care proiectul de hotărâre privind validarea rectificării bugetului local pe anul 2017, aprobarea casării unor mijloace fixe în urma inventarierii anuale din anul 2016 sau proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în municipiul Fetești pentru anul 2018. Perspectiva anului 2018, când impozitele pe venituri s-au redus de la 16% la 10%, ceea ce pentru primăria noastră, la un prim calcul, înseamnă o pierdere de 40 de miliarde pe an. Încercarea asta de majorare cu 0,010% are un impact de circa 120.000 de lei, adică 1.200.000. În niciun caz n-am urmărit să asigurăm prin această sumă salariile pe care le-am mărit la salariații acestei primării. E un an greu, 2018, știți foarte bine și dumneavoastră, guvernul a promis niște măsuri compensatorii, deocamdată n-am primit nimic, nicio înștiințare. Deci nu e un scop în sine acesta, majorarea asta de 12% la impozitul pe clădiri, persoane fizice, n-am urmărit așa ceva. Am zis că, ați văzut și dumneavoastră în presă și așa, toate primăriile au pus problema majorării și majorării serioase a acestor impozite și taxe. În rest, toate taxele, în afară de taxa pe teren pentru terenuri intravilane, unde înainte, până în noiembrie 2016, primii 400 de metri din fiecare teren se taxau la impozit curs construcții, adică un impozit majorat, un impozit mare. Acum nu se mai aplică această taxare în 2018 și atunci și acolo, ca să compensăm într-un fel pierderea sau gaura sau lipsa de fonduri care se vor strânge și nu sunt nici acolo impresionante, am majorat puțin, tot vreo 16% la impozitul pe teren intravilan. Dacă ar fi fost după documentele primele care au venit la mine, ar fi fost, cred că, certam aici pe toate creșterile care ar fi trebuit să fie. Nu am niciodată
concepția de a mări taxele de afaceri. Am redus și n-am vrut să ridic nicio taxă. Ce este acum, nici nu putem lăsa totul. Niciun an nu se compară cu altul. Poate anul viitor reducem taxele la jumătate. Depinde cum evoluează viața. Poate le mărim, le dublăm, nu știu, nu cred că să ajungem chiar așa. Deci dacă ar fi fost, după cum a venit primul document, cum a venit la mine, era de rău, să știți. Cred că n-aveam ce căuta aici și trebuia să ies afară. Deci am făcut-o posibilă să fie cât mai puține, cât mai micuțe taxele, să nu... Și așa viața e așa cum e. Pentru fiecare dintre noi. Eu mă pun în pielea omului care plătește taxe, la fel și eu. Plătesc și eu taxe tot la fel. Cum plătește și ăla mai bogat și ăla mai sărat. Deci am făcut-o posibilă cu echipa din primărie să nu mărim taxele, să îndatorăm oamenii, să-i aducem în... Dar niciun an nu se compare cu altul. Ăsta e adevărul. Poate, nu știu, poate era momentul să revedem impozitele la altceva, nu știu, la autoturisme, spre exemplu. Nu știu, că s-a mărit numărul acesta, la lume are nevoie, este o necesitate. Asta este. Dar poate că acolo puteam să mai facem ceva. Domnul consilier, dați-mi voie să nu mai discutăm mult și nu cred că are sens. Începând cu 1 ianuarie, haideți să ne pregătim toți consilierii, chiar să facem munca asta împreună, toți, să vedem ce taxe putem mări, ce taxe putem să anulăm, ce taxe să le dublăm, ce taxe să le facem cât mai reduse. Dar haideți de la începutul anului. Ajungem în ultima zi când venim cu proiectul și ne cramponăm de un 0,02 de... Părerea mea, haideți pentru anul viitor, o luăm de la începutul anului și nu mai avem. Astea sunt taxele și nu mai discutăm aici, în ultima zi a anului, despre taxele pentru anul viitor. Supun la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Al treilea punct de pe ordinea de zi principală este proiect de hotărâre privind aprobarea execuției în bugetul local la trimestrul 4-2017. Comisia economică, supun la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Abține? 3. Domnul Micu, 3. Proiect de hotărâre privind validarea rectificării bugetului local pe anul 2017. Comisia economică. Avem raportul privind validarea rectificării bugetului local pe venituri și cheltuieli. Dacă sunt discuții pe acest proiect de hotărâre. Atunci supun la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Deci unanimitate, proiect de hotărâre privind validarea rectificării bugetului local pe anul 2017, activități autofinanțate. Comisia economică. Mulțumesc. Acest proiect de hotărâre este însoțit de raportul privind validarea rectificării bugetului activități autofinanțate la capitolul învățământ. Este vorba de niște premii care s-au acordat de către Consiliul Județean pentru învățământ. Da? Și finanțarea de către Consiliul Local. Da. Sunt câteva școli, cred că ați urmărit. Discuții pe acest proiect de hotărâre. La mai multe, la... Supun la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Unanimitate. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat Pentești pentru serviciile prestate în anul 2018. Comisia economică. Există raportul de fundamentare al acestui proiect privind stabilirea tarifelor și taxelor locale a serviciilor prestate de DATP pentru anul 2018. Discuții pe acest proiect de hotărâre, vă rog. Cum a fost proiect de hotărâre? Cine este pentru? Unanimitate.
Punctul numărul 7, proiect de hotărâre privind aprobarea casării unor mijloace fixe în urma inventarierii anuale în anul 2016. Comisia Economică? Discuții pe acest proiect de hotărâre, vă rog. Ieri am discutat la ședința Comisiei Economice și consider că ar trebui să casăm aceste mijloace. Dar eu am venit cu propunerea ca eșorul să fie transferat la drumuri municipale și cred că n-ar fi o treabă rea. Și cu microbul... De ce trebuie să fie transferat? Nu te poate casa. Poate domnul Cenușa. Dacă trebuie casat. Da. Domnul Cenușa, dumneavoastră, să transferați IFRON-ul unde vreți dumneavoastră, dar nu la drumuri municipale, unde trebuie să iasă pe stradă, nu prezintă siguranță, domnul Cenușa. Da? Sima, dar poate să ducă până acolo și lasă acolo. Da. Nu merge acel IFRON fabricat în 1970 și ceva, să-l luăm, să mergem pe străzi 96, oricum e foarte vechi. Lăsați propunerile astea, că nu face primăria municipiului Petești IFRON cu IFRON-ul ăla treabă. Ca să-i băgăm bani, să-l reparăm toate astea. Pentru că nu are ulei la motor sau mai nu știu ce. Deci nu avea ulei, nu are cauciuc. Și de-aia nu casăm că nu are ulei, nu? Nu. Eu am înțeles că asta a fost refuzul, nu casări, că nu are ulei. Domnul Cenușa, ați făcut vreodată casări dumneavoastră pe unde ați lucrat? Fiecare an. Da? Da. Și cum ați casat utilajele? Erau în stare de funcționare, nu? Da. Haideți să-l reparăm și mergem pe stradă cu el. Cum mergeam cu mașina de prins câini, acum curgeau tabele pentru ele. Pe așa vreți să mergeți? Vreți să avem oameni în pușcărie pentru că punem utilaje din alea vechi să mergem pe stradă? Nu. Nu așa, domnul Cenușa. TV-uri trebuie respectate niște reguli ca să poată fi casat. Deci trebuie să existe în primul rând. El, noi am făcut o verificare, comisia de consiliere care a fost acolo și nu există majoritatea părților componente din el ca să poată fi casat. Deci trebuie predat și recuperat din materiale la fier vechi sau unele materiale, deci în afară de motor, și bascule, nu există absolut nimic. Iar infronul poate fi folosit în interiorul unde are locația drumurile municipale. O să facem, dacă nu-l casăm, o să facem un muzeu de vechituri și ducem infronul la vechituri. Eu niciun caz, că o să fiu la primărie, mai sunt până mâine sau peste luna, un an de zile, nu o să pun acel infron să meargă pe stradă, niciodată. Vă gândiți câți bani trebuie introduși în acel infron, cât pentru a-l repara, să meargă pe stradă cu infronul. De când stă infronul ăla? Întreb și eu pe cineva. Spune, domnul Dragoș, de când stă infronul? Infronul stă numai în momentul când a primit bulbe excavator. Și nu era normal? Poftiți? Nu era normal? Eu dacă... De atunci trebuia transferat la... Domnul Cenușă, dacă eu am telefonul ăsta care e defect acum și primesc altul nou, o să mai stau cu ăsta vechi? TV-ul nu are și n-a avut niciodată niciun act. Domnul primar a avut dreptate când a spus mai devreme în răspunsul care l-a dat domnului Cenușe că nu avem cum să mai scoatem astfel de utilaje pe drumurile publice. Eu nu mai pun om la volan să conducă aceste utilaje de acum încolo. Același lucru s-a întâmplat și cu actuala mașină de câini care nu are ITP-ul și nici nu-l va avea vreodată. Pentru că este... În certificatul matriculare este mașină de transportat persoane și vă aduc la cunoștință că TV-ul respectiv, din TV-ul respectiv am folosit piese, pentru că sunt piese de Aro, la Aro galben care am circulat cu el după ce am înlocuit TV-ul și care circulă și în ziua de azi, fără ITP. Și din momentul anului viitor, din prima zi după 3 ianuarie, nu va mai ieși nici mașina galbenă Aro pe străzile Feteștiului și îl voi propune la casare și pe acela. Bineînțeles că cu ajutorul dumneavoastră prin aprobarea care ați dat-o acum două luni, am achiziționat o mașină pentru strângerea câinilor comunitari care are toate actele, inclusiv rovinet. Atât am avut să spun. Întrebarea mea pentru dumneavoastră, acest microbus există ca obiect? Am explicat de mai multe ori că microbuzul la vremea respectivă a fost parcat în
curtea unde este adăpostul de câini acum. Atunci paza era asigurată de firma Alstom, care s-a ocupat de canalizarea din oraș. Între timp am folosit piese de la el, într-adevăr, fără să fie casat, comisia asta a constatat, dar ca să nu mai băgăm bani, am luat piese potrivindu-se la ARO și am făcut ARO, acela galben, pentru prinderea câinilor comunitari, iar între timp au dispărut piese, bucăți de tablă, ușe sau uși, dar, repet, era organizarea de șantier a celor de la Alstom care se ocupă de canalizare. În momentul când am constatat asta, și sunt două acte întocmite care sunt, adresate poliției, prin care am adus la cunoștință că au dispărut piese din el, actul n-a fost întocmit de mine, constatarea n-a fost făcută de mine, a fost de tehnicianul veterinar care e angajatul meu actualmente în concediu de îngrijire a copilului și a spus, domnule, în noaptea respectivă s-au furat de la TV aia și aia. Și după aceea și-a făcut activitatea, eu n-am primit niciun răspuns. Am făcut revenire cu un cunac, n-am primit niciun răspuns și atunci am luat ce s-a mai putut lua, motor, cutie de viteze, scaune, capacul microbuzului, așa, și le-am, la ora actuală, le-am încuiat în magazie. Eu ce să mai fac cu ele? Important e că acel vehicul, pe exemplu, a fost acasă și încasat o mașină care nu s-a arabla, este trebuie să fie orice am face, trebuie să fie complet. Iar o comisie, dacă s-ar constitui pentru casarea celor utilaje, ar trebui să constate acest lucru. Eu cred că asta este foarte important. Nu casăm ceva care nu avem. A fost o comisie, doamnă? Eu nu sunt nici pentru... Eu am zis... Deci comisia aceea trebuie să constate dacă acel bun există pur și simplu. Dacă e utilat și cu 20 de porții. E comisia din partea primăriei, domnul consilier. Are motor. Eu înțelegeam dacă era vreo chestiune să lipsească motorul, să fi fost după ce cauciucurile mătrășite sau... Înțeleg asta, dar ne opunem pentru ce? Și discutăm că n-are ulei, că n-are cauciucuri, că n-are... Când casezi un tiraj trebuie să fie... Îl oprește azi și îl casezi a doua zi? Eu n-am mai auzit așa ceva, niciodată. Îl oprește utilajul ăsta, îl oprește veu, îl oprește azi? Și mâine trebuie să-l casești, că el trebuie să fie în stare funcțională, trebuie să aibă motorul, trebuie să aibă volanul, să aibă toate alea. Da, am auzit casări din astea făcute. Deci nu mă... Cu ele complete, da, domnul Cernușe, da. Nu, este atât împotrivă din cauza că e complet. Doamne, lipsează tot uleiul din instalație. Ulei, dar TV-ul nu are uleiul, n-are nici uleiul. TV-ul e, deci comisia care a făcut verificarea acolo, TV-ul... Eu sunt dezamăgit de părerile și discuțiile astea de aici. De ce sunt dezamăgit? Da, sunt foarte dezamăgit. Dar n-am fost sigur că care a făcut verificarea. Nu știu pe unde ați lucrat dumneavoastră, domnul Cernușe, și cum ați făcut casările. Nu știu cum. Deci le-a făcut legal, da, după prima. Conform de hotărâre, privind însușirea variantei finale a proiectului de steag al municipiului Petești. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Unanimitate? Numărul 9, proiect de hotărâre privind înființarea unui târg mix situat în municipiul Tepes, strada Călăraș, zona Siloz. Comisia Economică, Comisia Juridică, Urbanism, favorabil. Este însoțit de un referat. Supun la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă, abține, unanimitate. Punctul numărul 11, proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Petești, a apartamentului numărul 15, situat în Petești, strada Călăraș, numărul 595, 2, scara D, cu destinația de locuință de serviciu. Intenția să cumpăr. Discuții pe acest proiect de hotărâre. Dacă nu sunt, supun la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiect de hotărâre privind aprobarea planului lucrărilor și acțiunilor de interes local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor legii numărul 416 din 2011 pentru anul 2018. Comisia Economică?
juridică? Discuții pe acest proiect de hotărâre, vă rog. Nu sunt. Supun la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Sunt. Următoarea ședință a Consiliului Local Fetești va avea loc în luna ianuarie anului 2018.